se manifestă la fel ca și frica obișnuită, în urma unei descărcări de hormoni de stres, adrenalină, noradrenalină de cele mai multe ori, care duc la niște modificări fizice, la niște modificări la nivelul corpului, care pregătesc practic corpul pentru luptă sau fugă. Asta e reacția de care ne pregătim în atacul de panică. Și atunci inima începe să bată mai repede, apar bătăile puternice de inimă sau palpitațiile în timpul atacului de panică, respirația începe să fie mai rapidă și mai superficială în ideea de a aduce aer cât mai mult pe care să-l utilizeze mușchii sau poate lua la fugă și apare senzația aceea de lipsă de aer extrem de des întâlnită în cazul atacului de panică. Mulți oameni chiar se duc, deschid geamurile cât mai larg să aibă parte de mai, o oxigenare mai bună. Apar transpirații, tremurături ale extremităților sau tremurături din tot corpul. Pot să apară senzații de amorțeli, furnicături în mâini, în picioare, în general în extremități. Pot să apară senzație de disconfort toracic, de cele mai multe ori descrisă ca durere de inimă sau înțepături la inimă. Sau poate să apară greață sau disconfort abdominal, tot așa, simptome la nivel digestiv. În momentele acestea, teama este că o să mor acum, teama de moarte iminentă, sau că mi se întâmplă un infarct sau un accident vascular. Cam acestea sunt temerile frecvente. Teama că pot să înnebunesc, o să pierd controlul și am să înnebunesc în momentul ăsta, nu mă mai pot aduna, nu mă mai pot concentra, mai ales că mai pot să apară senzații de așa numite senzații de derealizare sau depersonalizare, când în derealizare mediul din jur ni se pare că este modificat, este ciudat, este și depersonalizare când privim lucrurile ca și când am fi în afara corpului, în afara propriului corp. Există riscul să confundăm simptomele cu o altă afecțiune? Cum spuneam, de cele mai multe ori, marea frică în timpul atacului de panică este legată de aceste simptome fizice pe care le simțim. Și atunci, dacă noi avem palpitații și durere în piept și dificultăți respiratorii, evident că ne gândim la o problemă cardiologică. Și este un diagnostic diferențial important de făcut până la urmă cu o boală de inimă. Acum, atacurile de panică de cele mai multe ori debutează la persoane tinere, sănătoase și la care nu ne gândim neapărat că li se poate întâmpla un atac de cord. Dar simptomele sunt asemănătoare din punctul ăsta de vedere. Iarăși, trebuie să avem grijă să le deosebim de, mă rog, și de alte boli din sfera cardiovasculară, e vorba de aritmii. Iarăși inima bate repede și trebuie să ne dăm seama dacă este vorba despre un atac de panică sau despre o tulburare de ritm. Din sfera neurologică, cum spuneam, mulți se tem că o să mi se rupă un vas la cap sau pentru că sunt și aceste simptome cu amorțeli, furnicături, cu senzația de leșin, de cap gol și tulbură de echilibru pot să apară și atunci oamenii se gândesc la o problemă neurologică și atunci trebuie să excludem lucrul acesta. Iarăși, tot pe sfera neurologică e bine să facem și diferența cu stări de epilepsie. În general, când apar simptome care nu sunt tocmai tipice pentru atacul de panică, e bine să investigăm mai departe. Iarăși e important să investigăm și am și văzut în întrebările care au venit până acum, partea de patologie endocrină și în special patologia tiroidiană, pentru că în special în hipertiroidism pot să apară asemenea manifestări asociate. Și atunci noi tratăm atacurile de panică, dar practic rămâne nedescoperită problema de fond. Cum se pot trata în general, să zicem? Variantele de tratament în, vorbim aici de tulburarea de panică, care înseamnă atacuri de panică inopinate, care se repetă și care aduc cu ele niște modificări. În tulburarea de panică există două variante mari de tratament, și anume medicația și partea de psihoterapie. Se poate folosi fiecare dintre ele separat sau se pot folosi asociate pentru rezultate mai bune. Ce trebuie să facem pentru a ajuta o persoană în timpul unui atac de panică?
În timpul unui atac de panică, acum depinde în ce relație suntem cu persoana respectivă. Să zicem că este vorba de o persoană apropiată, pentru că în general aici se pun problemele. E bine să știm ce îi se întâmplă. Să știm că este doar un atac de panică, așa cum au mai fost și altele înainte, în care nu i s-a întâmplat nicio catastrofă, a fost doar senzația aceea neplăcută și faptul că am văzut-o că suferă, dar nu fizic, nu i s-a întâmplat absolut nimic. Să știm ce e acela atac de panică, să ne informăm. Și e bine să ne informăm împreună cu persoana respectivă. Pentru că cu cât știm mai multe despre atacul de panică, tulburarea de panică, de ce apar, cum apar, ce se întâmplă, cu atât sunt mai ușor de controlat. Și e important să fim calmi și liniștiți, să le transmitem starea asta, pentru că dacă începem și noi să ne agităm pe lângă persoana respectivă, nu facem decât să ne inducem unaltea starea de anxietate și de agitație. Există un exercițiu de respirație, ceva care... Există tehnici care pot fi învățate în cadrul psihoterapiei, tehnici de respirație, pentru că un mare rol în apariția atacurilor de panică îl are și hiperventilația, faptul că respirăm repede și superficial. Și atunci, prin exercițiile de respirație, rezolvăm partea aceasta de hiperventilație, iar simptomele se liniștesc mai rapid. Sunt foarte eficiente exercițiile de respirație abdominală. Noi de obicei, și cel puțin la femei, se întâmplă foarte des să respirăm mai mult din torace. Dacă ținem o mână pe abdomen și una pe torace, simțim că, de fapt, respirația pe la nivelul ăsta se întâmplă. E bine să învățăm să respirăm lent și folosindu-ne abdomenul. Nu. Sunt multe tehnici de respirație. Până la urmă, ideea e să reușim să încetinim un pic ritmul și să ajungem la un ritm mai lent de respirație care ne ajută să ne liniștim. Iarăși, tehnicile de relaxare sunt foarte multe și fiecare poate să-și aleagă ce simte că îi se potrivește mai bine. Ideea e că și exercițiile de respirație și tehnicile de relaxare trebuie exersate la rece. Nu începem să exersăm relaxarea în momentul în care suntem în plin atac de panică, pentru că este ceva ce se învață.